Ciao. Vin aici, vin aici, până de aici jos. Pantenică să facă una singur. A, da? De ce? De ce? Vrea să învețe câine de glumă. Stai aici jos. Hai, ești așa. Hai și tu aici. Radu, de aici, Radu. Stau în picioare. E, ce să faci? Așa trăim noi aici, okay, la munte. Da? O ieși ceva? Simțeam o neobișnuită emoție încă din momentul plecării mele din București și mai ales în tren, când apariția întotdeauna neașteptată a apelor argintate ale Mureșului bătrân și ale colinelor din ce în ce mai scunde învesteau apropierea orașului copilăriei mele, Aradul, tocmai în orașul în care s-au trezit în pieptul meu primele vise ale adolescenței, în orașul în care fetița mea m-a uimit cu primii ei pași, munca mea obișnuită de documentare îmi părea ciudată, oarecum nefirească. Doar îmi era totul familiar și mirosul teilor de pe strada principală și țăcănitul mașinilor de țesut de la UTA și larma copiilor din grădiște și birjele vechi care se întorc în amur stârnind praful turneate. Și acum uzina Iosif Ranghet. What would you like? No.
We can go back home. Thank you.
700.